S-au reunit de curând într-un club al artiștilor fotografi din Giurgiu și de atunci încep să apară și dovezile clare, printate pe hârtie fotografică, ale talentului tinerilor sau mai puțin tinerilor fotografi de la noi din oraș. Adunate într-o expoziție inedită, atât prin conținut cât și prin locație sau target de public care ei se adresează, fotografiile surprind diferite stări și emoții captate de lentila aparatului de fotografiat și transmise ochiului vizitatorului. Dintre cei 9 autori ai expoziției, 2 sunt tineri liceeni care s-au îndrăgostit de această artă. Aici eram la o petrecere și ne servise cu căpșuni de genunchi și mi s-a părut interesant asta să o fotografiez. Unde ai surprins imaginea asta foarte frumos? La Dunăre, când apunea soarele, erau 2 pescari și i-am surprins atunci. Ce te inspiră de obicei? Peisajele și portretele. Fotografii ne promit și alte evenimente de gen, în speranța că vor avea o contribuție cât de mică asupra educării gustului giurgiuvenilor pentru fotografie și pentru arta fotografică. Prin acest fapt vreau pe undeva să se obișnuiască consumatorul de artă ce înseamnă o fotografie. Sunt după anumite reguli de compoziție pe care le respectăm sau nu le respectăm intenționat. Până la sfârșitul anului vom face cel puțin încă 4 expoziții, chiar și în locații consacrate, să spunem, dar putem spune și în locații neconvenționale. Ia zi-mi, câte dificultăți ai întâmpinat tu ca să realizezi instantaneu? Foarte multe, pentru că a trebuit să opresc traficul pe o bandă de mers și ceilalți șoferi mi-au urat multă sănătate și poza a durat în jur de 15 minute până a ajuns în stadiul ăsta. Expoziția vernisată astăzi va fi la dispoziția publicului timp de 2 săptămâni și poate fi admirată în curtea interioară a unui motel de la intrarea în oraș.